Să aveți bucurie, sufletelor dragi. Ne reîntâlnim cu ajutorul Bunului Dumnezeu și în această zi. O emisiune pe care, iată, o realizez în direct pentru voi, cei care cu drag mă așteptați, cei care mă urmăriți pe micile ecrane și îmi ascultați mesajul pe care vi-l transmit, tocmai pentru a răspunde la întrebările pe care mi le transmiteți, fie telefonic, fie prin scris, și de ce nu la preocupările pe care noi oamenii le avem zilnice de a ne restabili starea de spirit, de a ne restabili de fapt bucuria pe care am pierdut-o și de a încerca să găsim răspunsul la ceea ce numim astăzi și trăim mulți dintre noi suferință. M-au întrebat mulți credincioși: părinte, de ce îmi este îngăduit sau de ce trebuie eu ca om să sufăr așa de mult? De ce trebuie să trec prin asemenea momente dificile încât de multe ori nu mai am lacrimi să plâng și nu mai am puterea de a lupta cu necazurile care s-au abătut asupra casei mele, asupra mea? Și toate aceste frământări ne aduc nopți albe, ne aduc multe zile triste și ne țin departe de realitatea și de frumusețea vieții pe care în mod firesc ar trebui să o simțim și să o trăim, întrebându-ne de ce oare, Doamne, îngădui ca mie, indiferent cine ați fi sau unde ați fi, să mi se întâmple asta. Suferințele, iubiții mei, apar în viața noastră ca o reacție a unor momente dintr-o anumită perioadă a vieții pe care noi nu le-am gândit și care, teoretic, la rândul lor, acele momente negândite au produs altora suferință. Deci ce trebuie să înțelegem? Că dacă am produs suferință, vom avea parte de suferință. Pentru că psihologia și, de altfel, tot ceea ce înseamnă partea de sacru, sacroterapia, tot ceea ce are legătură cu zona aceasta specială numită suflet, confirmă ceea ce vă spun, că orice om care produce suferință la un moment dat va avea parte de ea. Ce trebuie să înțelegem prin ceea ce vă spun în această zi este faptul că nu există un perfect. Mulți dintre noi dorim schimbări în viața noastră. Mulți dintre noi căutăm un nou drum și un nou sens. Și ne întrebăm care este de fapt ușa potrivită la care trebuie să batem să ne găsim liniștea pe care am căutat-o sau la care am visat încă de când eram mici. Să fim fericiți, să fim liniștiți și să fim împliniți în tot ceea ce ne dorim. Dacă ar fi să vorbim despre împlinire, ar trebui să ne întrebăm oare ce ne-ar împlini sau ce ne împlinește viața noastră. Și cu siguranță că mulți am căutat să răspundem în fel și chip după cum am înțelege sau cum am percepe unii dintre noi ceea ce numim noi împlinire. Să știți că cea mai mare suferință pe care o poate trăi un om sau cea mai mare tristețe, pentru că tristețea este sora suferinței, este neîmplinirea. Atunci când un om se vede la o anumită vârstă, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, și atunci când trage linie și se întreabă oare ce am făcut în această viață, ce am construit, câte lucruri din ceea ce visam eu ca și copil le-am împlinit și câte dintre ele, de altfel, au rămas doar o simplă imagine sau un simplu vis la care am sperat că într-o zi se va întâmpla și pe care nu l-am mai cunoscut niciodată. Deci, dacă ar fi să vorbim de la suflet la suflet, înseamnă că fiecare dintre noi avem o șansă și fiecare dintre noi merităm o șansă, dar ca să merităm acea șansă despre care eu vă vorbesc astăzi,
înainte de toate trebuie să cântărim și să ne întrebăm glasul cu conștiință dacă merităm. Pentru că la orice șansă care ni se oferă de către Univers, de către Dumnezeu, de către oameni, noi, oamenii, trebuie să avem un merit. Iar acel merit despre care eu vă vorbesc este regăsit în ceea ce astăzi voi nu prețuiți sau prețuiți prea puțin, și aceea se numește suflet. Știți, am spus-o de mai multe ori și o spun în continuare. Atunci când te doare capul, când te doare un picior, când te doare spatele, ți-ai cumpărat o pastilă de la farmacie și ți-a alinat durerea. Întrebarea pe care vă pun acum, când vă doare sufletul, când sufletul vostru se află într-o zonă de tristețe, într-o mâhnire permanentă, cu ce-l tratați? Și sigur că la această întrebare mulți nu găsim răspuns și mulți nu știm ce să răspundem. Pentru că, de fapt, suferințele care s-au cuibărit în sufletul nostru sunt rezultatul unor zile, unor minute din viața noastră pe care noi nu le-am gândit, nu le-am cugetat sau nu le-am proiectat cum trebuie pentru viitorul pe care tocmai îl așteptăm sau pe care îl trăim prin prezentul despre care, iată, vă vorbesc. Adică, ca să fiu mai explicit, sunt momente sau au fost momente în viața noastră când am avut impresia că tot ceea ce zboară se mănâncă. Când am crezut că anumite persoane din viața noastră ne pot ajuta, ne pot deschide uși, ne pot da aripi și, de fapt, am trăit o mare dezamăgire. Am avut momente în viața noastră când ne-a fost bine și în acele momente poate ne-am gândit prea puțin la ceea ce astăzi ni se întâmplă sau la acel act de minimă recunoștință pe care trebuie să-l arătăm lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dat și ceea ce ne dă în fiecare zi. Pentru că noi, cei care astăzi ascultăm, cei care astăzi poate plângem, ascultându-mă pe mine, spunem că problema și suferința noastră este cea mai gravă. Mulți dintre cei care mă sunați și care vorbiți la telefon sau veniți la bisericuța Sfânta Maria din Lemn, din voluntari, unde vă primesc cu drag, îmi spuneți: părinte, am o mare problemă, am un mare necaz. Și le spun acelora: stați, nu mai spuneți asta. Când spui am un mare necaz și o mare problemă, te rog să te gândești la cei care i-au pierdut în accidente pe cei dragi. Te rog să te gândești la orfanii care și-au pierdut părinții din COVID sau din alte boli incurabile. Te rog să te gândești la cei oameni care nu mai au pe nimeni decât pe bunul Dumnezeu. La cei oameni care astăzi nu mai au nicio direcție și întreabă în stânga și în dreapta ce să fac ca să-mi fie bine. Aceștia pot fi numiți oameni care au probleme, pentru că problemele lor nu sunt simple. Problemele lor sunt dureroase și problemele lor nu pot fi înțelese de oricine. Atenție, acest cuvânt, de oricine. Decât de oameni care cândva au trecut prin suferințe, de oameni care cândva au trecut prin încercări și acei oameni au reușit să se ridice și să construiască din cărămizile care au fost aruncate în ei. Știți cât de rea este lumea? Știți cât de multe răutăți și judecăți avem noi, oamenii, cei care ne numim creștini, cei care mergem la biserică, ne închinăm de parcă alungăm muștele, n-avem răbdare să stăm la slujbă și după ce am plecat de la slujbă judecăm preotul că a ținut prea mult slujba sau prea puțin, sau o judecăm pe vecina din stânga sau din dreapta că s-a îmbrăcat prea pompos sau prea sărăcăcios. Iată cum aceste lucruri care pentru omenire par normale produc fisuri în ceea ce numim noi echilibrul Universului, pe care îl pierdeți în momentul în care ați greșit față de el. Știți când greșiți și când greșește omul față de Univers?
atunci când uită să-i mulțumească lui Dumnezeu, să mulțumească cerului că are doi ochi, două mâini, două picioare și că din puținul care l-a primit sau multul care l-are, poate la rândul fiecărui om sau fiecare om poate la rândul său să ofere mai departe ceva gratuit. Și acel ceva gratuit se numește iubire. Este greu să ascultăm cuvintele acestea pentru că foarte puțin suntem pregătiți să oferim iubire necondiționată și să-i ajutăm pe cei mai mici care au nevoie de noi. Revenind la momentele de suferință și revenind la ceea ce trăiți astăzi, aș vrea să vă vorbesc și ca preot, să vă vorbesc și ca profesor în știință sacră, în sacroterapie, să vă vorbesc și ca om care a cunoscut și căderea și mărirea și vă voi vorbi și ca duhovnic. De aceea, soluțiile pe care astăzi vi le voi da vouă, celor care mă ascultați cu interes sau cu un alt scop, pentru că sunt convins că mulți mă ascultă cu alte scopuri, de a-mi căuta meteahna ca într-o zi să îmi spună stop, să nu vă mai vorbesc în emisiuni. Însă aș vrea să le spun acelora că Dumnezeu nu-i va lăsa, că iubirea dumneavoastră, celor care mă ascultați, că puterea rugăciunilor pe care le facem în comun, începând cu ora 10, de la 10 la 10 și 10, este mai puternică decât răutatea care încearcă să pună piedici și să oprească un om care vine să vă ofere iubire, să vă ofere învățături și să vă ofere de fapt o nouă perspectivă a vieții și a credinței înțeleasă pe limbajul fiecărui om, pentru că mulți dintre cei care mă ascultați îmi spuneți: Părinte, parcă mie mi-ați vorbit. Iubiții mei, în fiecare zi se întâmplă lucruri noi în viața noastră. În fiecare zi cunoaștem oameni noi. În fiecare zi se întâmplă ca să avem parte de evenimente plăcute sau neplăcute. Însă eu mă voi referi în această zi la evenimentele neplăcute care sunt regăsite în suferința sufletului vostru. În ceea ce numim noi cădere, pentru că ceea ce nu știți sau poate n-ați înțeles cei care astăzi sunteți în anxietate și depresie, că o parte din suferința care v-a adus această boală, depresia, supranumită boala secolului, această boală vine din sufletul vostru trist, din neîmplinirea și din acel moment în care voi ați ajuns la neîncrederea în cei din jur și, ce este mai grav, la neîncrederea în propria voastră persoană. Dacă astăzi tinerii sunt eșuați, dacă astăzi tinerii nu au nicio direcție, dacă astăzi tinerii sunt atât de pierduți și nu știu încotro să ia, și din păcate multe fete frumoase devin vulnerabile în lumea care de fapt oferă pentru a primi la schimb altceva, dacă mulți dintre tinerii pe care noi astăzi îi vedem dezorientați și sunt copiii noștri, nepoții noștri, nu știu ce au de făcut, toate aceste drumuri eșuate ale lor se întâmplă pentru că fie noi nu ne-am rugat suficient pentru ei, fie că poate într-un anumit moment al vieții nu le-am arătat drumul pe care trebuie să meargă, și acesta este în mod special, să țineți minte ce vă spun, drumul de care eu vă vorbesc trece prin ușa bisericii. Orice tânăr, orice om, oricât de mare în funcție sau mic ar fi, dacă va trece prin ușa bisericii, se va închina și îl va ruga pe Dumnezeu să aibă grijă de el și pe sfinții pe care noi de fapt îi chemăm în ajutor să le fie ocrotitori, cu siguranță că fiecare dintre cei care îmi vor urma exemplu își vor găsi răspuns și rost în această viață. Din păcate, ne crucim și ne facem cruci la televizor când vedem
apariții misterioase, bărbați sărutându-se între ei, oameni care ajung să schimbe identitatea din bărbat în femeie, din femeie în bărbat și multe alte anomalii care sunt împotriva legilor nescrise și în legilor divine și pe care unii din sfera politică sau unii care n-au nimic în comun cu Dumnezeu încearcă să le legifereze, să le legalizeze și să le predea de fapt noilor generații ca lucruri normale. Și atunci vă întreb, în tot acest dezechilibru, în toată această dizarmonie care se creează în univers, cum așteptăm noi oamenii, ca să ni se întâmple lucruri bune, ca noi să fim binecuvântați de Dumnezeu și să nu avem parte de suferință? Și vă spun că așteptăm degeaba. De ce? Pentru că păcatele pe care noi nu le gândim, păcatele pe care noi nu le analizăm și nu le simțim, le trecem cu vederea, sunt de fapt picătura care umple paharul și care, adunată picătură, la un moment dat transformă totul într-o otravă, ce nu numai că ne otrăvește corpul și începe să cedeze, ba un picior, ba o mână, ne otrăvește, iubiții mei, sufletul, iar un om cu un suflet negru nu mai are niciun fel de simțământ, nu mai are compasiune, nu mai are milă, nu mai are înțelegere și este departe de ceea ce numim noi lumina cea cerească. Am întâlnit oameni cu multe probleme medicale. Am întâlnit oameni cu multe probleme în familie, certuri, divorțuri, copii care se droghează. Și pe toți care i-am invitat la bisericuță, așa cum vă invit eu în această emisiune care este în direct, să veniți la bisericuța din lemn Sfânta Maria din Voluntari Pipera. Este pe Aleea Frezilor, un nume de floare, numărul 10. Vă invit acolo ca să ne rugăm. Vă invit acolo ca să-L întâlniți pe Sfântul despre care vă voi vorbi în câteva secunde sau minute. Sfântul numit Sfântul Inimii, Sfântul Pangratie, Marele Mucenic, Ajutător, Șocrotitor în nevoi și necazuri. Dacă îi veți privi icoana și veți citi cărticica de jos, spune: cine mă va avea în casa lui, bucuria, iubirea și dragostea vor lua locul întristării. Să știți că aș putea scrie cărți despre minunile pe care le-a făcut în miile de case unde a ajuns și despre schimbarea vieții pe care Sfântul a adus-o în familiile care erau deznădăjduite, care erau pierdute și care erau prisipite din cauza certurilor, urii și a neînțelegerii. Dar aici este de fapt marele examen pe care noi trebuie să-l dăm în fața Universului. Atunci când vrei să schimbi ceva, te agăți de orice. Dacă în această emisiune v-aș spune că eu devin peste noapte ghicitor și vă spun viitorul, mâine ar fi coadă la biserică, cred că de la troleu până la ușa altarului, fiecare ați fi acolo curioși să aflați ce vă rezervă viitorul. Dacă aș spune că de mâine încep să dau câte $100 celor care vin să se roage, s-ar face coadă de la metrou până la biserică, mulți ar veni să-și ia $100 și s-ar închina așa și ar pleca. De ce? Pentru că noi, din păcate, nu facem ceva decât dacă primim altceva la schimb. Adică vin la tine, Doamne, vin să mă rog, dar îmi dai ce vreau, nu? Adică îmi dai să-mi cumpăr mașină, să-mi fac vilă, îmi dai să îmi rezolvi anumite probleme. Și așa cum spuneam astăzi, într-o întâlnire cu credincioșii, până la 25, până la 30 de ani, până la 50 de ani, până la 60 de ani, când ai început să ai probleme, unde ai fost? Ai trecut în fiecare zi pe lângă biserică, poate îți făceai așa, știți cum fac unii, semnul crucii, auzeai clopotele trăgând și ziceai: fraierii se duc acolo la biserică, eu am treabă.
iertați-mi expresia neacademică, dar mulți au astfel de gândire. Sau mulți care, atunci când văd preotul scuip în sân sau claxonează, sau au niște aroganțe de astea de 2 lei care, de fapt, îi conduc într-o zonă de umbră și de întuneric. Unde ai fost? Te va întreba la judecată Dumnezeu. Când îți era bine, când aveai bani, când aveai tot ce străbuia în viață, unde ai fost? De ce n-ai venit să mulțumești pentru 5 minute? Să-mi spui, îți mulțumesc ție, Doamne, pentru ce mi-ai dat. Același lucru se întâmplă astăzi cu mulți dintre noi. Noi alergăm la biserică atunci când avem necazuri și ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu să ne dea suferință și necazuri. Și vă voi răspunde și să țineți minte de ce. Pentru că Dumnezeu dorește să vă apropie de El. Și apropierea de Dumnezeu, din păcate, mulți dintre noi o cunoaștem și o avem doar în momentul în care trecem prin necazuri și încercări. De aceea, eu vă invit la bisericuța din lemn, unde este un colț de rai, o bisericuță a îngerilor, pentru că așa este numită, biserica unde îngerii se lăsluiesc. Să veniți cu mic, cu mare, să vă închinați la moaștele Sfântului Pangratie, Sfântul care s-a dovedit a fi grabnic ajutător în necazuri și la familiile care erau pe punctul de a se destrăma. Chiar astăzi au venit doi tineri să-mi mulțumească, nu mie, să-i mulțumească Sfântului, că erau pe punctul de a se destrăma casa lor, familia lor, tot ce au construit, credite luate, și și-au pus nădejdea la Sfânt și l-au rugat să-i ajute și să nu îi lase pradă urii sfaturilor prietenilor, în ghilimele, care le recomandau să se rupă unul de altul și să-și vadă fiecare de drum. Și iată cum Sfântul i-a reunit și Sfântul le-a devenit protector în casele lor, pentru că Sfântul despre care eu vă vorbesc este un Sfânt de care poate n-ați auzit. Auziți pentru prima dată. Este un Sfânt al Ortodoxiei, amintit în calendare pe 9 iulie, iar pe data de 26 martie 2022, vă invit la dezlegările cele mari pentru blesteme farmece și vă invit să primim cu bucurie racla pe care doresc să o construiesc Sfântului, apelând de altfel la ajutorul dumneavoastră, apelând la bunătatea dumneavoastră de a mă ajuta să îi facem Sfântului casă. Și o să vă arăt proiectul cu această raclă despre care v-am vorbit de fiecare dată și la care astăzi cu smerenie mă adresez și mă apelez ca să mă ajutați. Aceasta va fi partea de închinare unde Sfântul este așezat, vedeți, pe un pat, și aici îi veți putea săruta moaștele, părticică din mâna lui. Aici este partea de la capac, când el va sta deschis, unde îl vedeți pe Sfânt și pe Maica Domnului cu capul plecat cu smerenie spre Mântuitorul Hristos. Și imaginea care o să vă arăt este, de fapt, racla care va fi arătată, sau așa va arăta. Imaginați-vă că va fi cu argint, toată va fi din argint, cu aur și cu pietre scumpe. Această raclă nu va fi a mea și nu va fi, de fapt, moștenirea mea, ci va fi moștenirea dumneavoastră, a celor care, cu mult sau puțin, veți putea contribui și veți rămâne ctitori, veți rămâne mărturisitori, ostenitori și făcători de bine la proiectul acesta măreț de a construi acestui mare sfânt numit avocatul nostru în cerul sufletelor în ceruri. Va rămâne ca mărturia credinței voastre pentru copii, pentru nepoți, pentru strănepoții care vor veni și se vor închina la bisericuță și vor spune:
o bucățică din această raclă este părticica mamei, a tatălui, a bunicii, care a ajutat la construcția Sfântului și vreau să vă spun că Sfântul nu rămâne dator. Minunea care s-a petrecut în această săptămână este una pe care aș vrea să vă fac cunoscută. O familie se afla într-un proces pentru o retrocedare de bunuri de peste 10 ani. Au ajuns la limita puterilor, n-au mai avut bani să-și plătească avocații și au venit și cu lacrimi l-au rugat pe Sfânt și pe Maica Domnului, care este protectoarea bisericuței noastre, să-i ajute ca dorința lor să se împlinească și se vor întoarce cu dar de mulțumire. Vă spun și vă rog să mă credeți că vă fac această mărturie. S-au rugat și după 2 săptămâni m-am trezit cu ei fericiți. Ceea ce n-au rezolvat în 10 ani, s-a rezolvat în 10 zile. Atunci am înțeles cât de puternic este mesajul și cât de puternic poate fi un avocat înaintea lui Dumnezeu, care, de fapt, vorbește despre necazurile și durerile noastre. Atunci când stă lângă tronul lui Dumnezeu și spune: ai milă, Doamne, și de acest suflet care astăzi, plecându-și genunchii și plângând, mi-a cerut să-ți povestesc despre necazurile lor. Același lucru îl face și Maica Domnului, iubiții mei. Maica Domnului pe care mulți o contestăm, mă refer la cele culte care nu o iubesc. Maica Domnului care este de fapt mărturia iubirii mamei față de copii și mărturia iubirii pe care o are față de noi oamenii de rând. Știți ce spunea Sfântul Pangratie într-una dintre scrierile sale? Dacă n-ar fi fost Maica Domnului pe pământ, omenirea ar fi pierit de mult. Aș vrea să știți, iubiții mei, că dacă Sfântul a ales să poposească în bisericuța noastră, în bisericuța care îi poartă numele, a ales să vină într-un loc unde cei care ați venit, cei care l-ați vizitat, ați constatat că e colțul raiului, că e raiul acolo așezat în simplitate și în modestie. Dar ceea ce poate mulți n-au înțeles și au încercat să judece și să comenteze și să aducă lucruri urâte, comentarii, că la acea bisericuță poate fi oricând, oricine. Nu contează omul care te primește, cât contează de fapt ceea ce tu cauți. Liniștea care ți-o oferă acel loc, bucuria și frumusețea pe care o întâlnești, pentru că prin icoanele, prin vechimea icoanelor, prin sfințenia care o întâlniți acolo, acolo îl întâlniți pe Dumnezeu. Într-una din emisiuni v-am arătat acel fascicol de lumină care într-un anumit moment, în timp ce mă rugam, a apărut deasupra porumbelului care ține momentan racla din lemn pe care o avem, modestă, și în timp ce făceam dezlegări a apărut un porumbel așa, un fascicul de lumină, și am înțeles că de fapt acolo este prezența îngerilor din ceruri. Îngeri care, aș vrea să știți, și o să vă mai arăt ceva, sunt prezenți de fiecare dată în viața noastră, în momentul în care noi înțelegem că există puteri pe care noi nu le vedem. Și aș vrea doar să vedeți, aș vrea să vă arăt ceva și aș vrea să mă ajute platoul, dacă poate să mă ajute, ca să arăt ceva în direct ce apare pe internet la o biserică din Rusia, și v-aș ruga să mă ajutați să pot arăta acest cadru. Cum în timpul unei slujbe la o biserică din Rusia,
veneau îngeri. Vedeți îngeri care coboară și vedeți? Se coboară îngeri în turnul bisericii. Observați fascicolul, vedeți? Cum vin îngerii. Sper că se vede. Cât pot să vă redau, imaginea este pe Facebook. În timpul slujbei coboară îngeri, uitați-vă. Uitați-vă. Coboară îngeri în turnul bisericii. Și sunt prezenți la rugăciune. Aceiași îngeri, o să mai repet o dată imaginea ca să o puteți vedea mai bine. Poate mă ajută platoul. Ca să vedeți cum minunile și cum prezența îngerilor este acolo. Uitați-vă cum coboară îngerii. Uitați-vă, vă rog, cum coboară îngerii. Cum coboară îngerii. Uitați-vă, cum coboară în timp ce este slujbă. Îi vedeți? Uitați-vă. Sper că se văd și puteți vedea și dumneavoastră pe micul ecran. Îi vedeți, da? Da. Și o să vă mai arăt o imagine cu ceea ce vă vorbeam mai devreme, în care în timpul slujbei, în timp ce făceam dezlegările pe data de 21 noiembrie, când sărbătoream de fapt hramul bisericuței, intrarea în Biserica Maicii Domnului, un fascicol de lumină asemănător îngerilor pe care l-ați văzut era acolo deasupra raclei unde sfântul despre care v-am vorbit împreună cu noi se ruga lui Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne ajute. Știți câte lucruri minunate se întâmplă și noi nu le vedem. Știți câte semne ne dă Dumnezeu și noi, din păcate, nu le luăm în seamă. Știți câte minuni. Uitați-vă aici, iubiții mei. Aș vrea doar să vedeți aici, vedeți? Deasupra porumbelului de la raclă se vede fascicolul de lumină. Și aici sunt eu în timp ce citeam rugăciunile de dezlegare. Vedeți? Aceeași imagine exact deasupra porumbelului și mai jos este racla cu maștea Sfântului. Aș vrea să știți, iubiții mei, că ceea ce vă spun de fapt sunt realități și nu sunt povești. Dacă ar fi să vorbim despre ceea ce trăim noi astăzi, despre existența acestor forțe nevăzute, forțele divine, și despre existența forțelor întunericului, v-aș spune și mi-asum ceea ce spun ca duhovnic și ca preot, că mulți dintre noi suntem posedați de duhuri necurate, posedați de o gândire atât de periculoasă care ne transformă viața, și medicina încearcă să dea o explicație acestor oameni care astăzi sunt îngeri și mâine sunt demoni. Și aceștia se numesc oameni bipolari. Acum sunt extraordinari și mâine sunt fiare. Te înjură, te așa, după care iar revin, iar zâmbesc, iar râd, iar iartă-mă, după care iar devin fiare. Și aceștia, vă spun sincer, au mare nevoie de un medic, dar nu psihiatru, de un medic de suflete. Trăiți voi, mamelor, multe drame. Veniți și îmi plângeți că sunteți batjocorite de copiii voștri. Veniți și îmi plângeți și îmi spuneți că sunteți de multe ori jignite. Voi, taților, veniți și plângeți că nu vă ascultă copiii.
Și vă întrebați de ce? De ce, părinte? De ce se întâmplă asta? Și răspunsul este unul pe care vă rog să nu-l uitați niciodată. Că Dumnezeu vă vrea mai aproape de El. Și pe tine, mamă, și pe tine, tată. Vă vrea aproape de El ca voi să vă schimbați viața și prin puterea pe care voi o dobândiți, prin dragostea, prin prezența îngerilor de care tocmai v-am vorbit și ați văzut că nu sunt imagini trucate, cum coborau în turnul bisericii. Să dobândiți puterea prin care voi să vă schimbați viața și apoi să o schimbați și acelora pentru care voi vă rugați. Oricât aș vrea eu ca preot să vă primesc și vă aștept cu drag la biserică, astăzi sau mâine, astăzi pentru cei care mă urmăriți duminică dimineață sau mâine pentru cei care mă urmăriți acum în direct, vă aștept la bisericuță unde Sfântul vă așteaptă, unde Sfântul vă roagă prin mine, nevrednicul păcătosul, să-L ajutați să-și construiască casă și puținul ăla, bănuțul ăla, 10 lei, 1 leu, 50, 100, cât puteți, vi-l va întoarce negreșit înapoi. Am spus-o și într-o altă emisiune în direct, am trăit cea mai mare supărare, să zic așa, pe care am putut să o simt eu ca preot, când o doamnă din județul Dâmbovița a donat 100 de lei și după aia a doua zi a făcut cerere la bancă să-i se restituie banii înapoi. Aș vrea să întreb acea ființă, acel om, acel suflet, eu l-am iertat și sper ca și Sfântul să o fi iertat. Ce a determinat-o? Sau ce om, poate preot, poate consultant, poate psiholog, poate i-a putut arunca atâta venin încât să-i ceară înapoi jertfa pe care a dat-o nu pentru mine, că nu i-am cerut bani pentru mine ca să-mi cumpăr eu haine sau să-mi cumpăr eu cruci sau alte obiecte, ci am cerut pentru un sfânt. Și la sfânt, și când vorbim de sfânt și când vorbim de sacru, n-ai voie să te atingi. Și vă spun să nu vă atingeți de sacralitate și niciodată să nu vă bateți joc de preoți, de episcopi, de călugări, de tot ceea ce este sacru. Lăsați-l pe el ca om. Da, și eu sunt om, sunt supus judecății, sunt din carne și din oase, pot să greșesc, dar nu-l judeca pe Dumnezeu prin mine, prin păcatele mele, prin neputința mea, și nu te atinge de ceea ce este sfânt, pentru că într-o zi vei avea parte despre ceea ce-ți vorbesc, de fapt de ceea ce-ți vorbesc astăzi, de suferință. De suferința care va fi atât de mare și atât de costisitoare încât s-ar putea să te dărâme sau s-ar putea să te întrebi de ce îmi pierd banii, de ce îmi pierd libertatea, de ce îmi pierd copiii, de ce le pierd toate. Pentru că într-un anumit moment când trebuia să fiu bun, am fost rău. Într-un anumit moment când trebuia să fiu înțelegător și înțelept, am fost răutăcios. De ce pierd asta? Pentru că n-am înțeles că nimic în viața unui om nu este întâmplător, nici faptul că astăzi, la această oră, mă ascultați, nici faptul că la acest moment, astăzi, poate urmăreați meciuri, poate urmăreați filme și când ați mișcat canalul, v-am atras atenția și a zis hai să vedem ce spune acest om despre ce ne vorbește și v-ați regăsit în ceea ce vă spuneam. Ce este important să știți și mai ales continuarea ceea ce vă spun o regăsiți în cărțile care le vedeți pe masă. În sacroterapie, sacroterapia de altfel este primul manual de medicină a sufletului pe care l-am scris în România. În celelalte cărți, în Te iubesc, cuvintele sacre de altfel care pot vindeca orice suferință. Când îi spui unui om te iubesc, când îi spui unui om te prețuiesc, pur și simplu, este exact cum muzi o floare care este ofilită și începe să răsară, din nou, să înflorească. Tu mă iubești? Este o întrebare pe care mulți ar trebui să ne-o punem. Tu, soție, tu, soțule, tu, iubitule, tu, iubită, mă iubești?
Din păcate, mulți interpretăm iubirea doar la nivel de relație intimă. Să știți că nu sexul face totul. Iubirea înseamnă mai mult decât acțiunea de intimitate. Iubirea înseamnă jertfă, înseamnă dăruire, înseamnă iertare și bunătate. Despre această bunătate vreau să le vorbesc și celor care poate astăzi mă judecă, poate astăzi vă vorbesc de rău pe dumneavoastră, pe mine și pe alții, și acelora care astăzi fac astfel de lucruri urâte. Le spun că îl rog pe Dumnezeu să ierte și la ura și răutatea lor eu le răspund cu iubire. Și cine răspunde cu iubire răutății va fi învingător. Iar îngerii despre care v-am vorbit și ați văzut se vor pogorâ în casa voastră. În momentul în care vă veți pune în genunchi și cu lacrimi veți spune: Doamne, am greșit. Îți veți spune: Doamne, iartă-mă. Și vă rog să spuneți cu toții cei care mă urmăriți acum: Doamne, iartă-mă. Pentru că Doamne, iartă-mă este de fapt cea mai scurtă rugăciune pe care noi oamenii o putem rosti din două cuvinte. Și Dumnezeu ne iartă, și ne iartă, și ne iartă, și ne iartă, până când, nu știu, pentru că, de fapt, aici intervine ceea ce eu vorbeam, mijlocirea Sfinților și a Maicii Domnului. De multe ori devenim atât de păcătoși încât nici nu mai ai curajul să vorbești cu Dumnezeu și atunci îi spui Sfântului sau Maicii Domnului: Tu, Sfântă Maria, cea care ai trăit ca mamă și ai cunoscut umilința, ai cunoscut durerea când ți-ai văzut fiul răstignit pe cruce, ajută-mă și pe mine, spunându-vă numele ca mamă, să-mi văd fiica, copilul fericit, sănătos și la casa lui. Știți ce este dureros? Că mulți dintre părinții noștri mor și nu reușesc să-și vadă nepoții. Nu reușesc să-i strângă în brațe și mor cu această amărăciune că n-au putut să se bucure de acest dar pe care Dumnezeu ar fi trebuit să ni-l dea nouă, dar noi nu l-am primit pentru că n-am fost ascultători. Pentru că atunci când trebuia să ne rugăm, poate nu ne-am rugat. Atunci când trebuia să ajutăm o bisericuță să realizeze oracle la un sfânt, am zis: popii ăștia tot cer, nu mie îmi dați. Și atunci când trebuia să fii la biserică, ai zis: las că e mai bine să dorm, de parcă n-ai putea dormi o viață întreagă. Atunci când trebuia să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că ți-a dat o mașină, ți-a dat un apartament în credit, nu știu, prima casă, cum vreți să numim, în loc să-i mulțumești, tu l-ai înjurat, futu-i și așa mai departe, iertați-mi expresia neacademică, dar încerc să o explic, pentru că provoacă dureri atât de mari. Și să mă ierte cei care sunt în conducerea televiziunii, pentru că aceste cuvinte, din păcate, triviale, nu le ține nimeni minte dacă nu le amintești așa cum le rostesc mulți, înjurând, blestemând, drăcuind și mai mult decât atât batjocorindu-și viața personală, câte 2-3 pachete de țigări pe zi, sticla de whisky, și apoi avem pretenția ca Dumnezeu să ne ajute. Nu vă ajută. Și nu vă ajută nu pentru că nu vrea să vă ajute, pentru că nu lăsați voi să o facă. Sunt oameni, iubiții mei, care își bat joc de viața lor, care îmbătrânesc și ajung să îmbătrânească prin ceea ce fac zilnic. Își autodistrug corpul, își autodistrug sufletul prin răutate, prin minciună, prin trădare și apoi prin celelalte vicii colaterale care ce fac? Îți scurtează fiecare minut, îți scurtează fiecare zi în care tu puteai să te bucuri și puteai să lași ceva frumos în urmă. V-aș întreba pe voi, soților, sau voi, soților, când i-ați spus ultima dată te iubesc soțului sau soției, sau când i-ați dorit o floare, sau voi, iubiților, iubitelor, și așa mai departe. Știți? Sunt gesturi atât de mici,
care contează atât de mult uneori și care nasc amintiri frumoase de care ne vom folosi și de care ne vom aminti la un anumit moment. Vă voi lansa o invitație tuturor celor care acum ascultați să veniți la bisericuța din lemn, Sfânta Maria, o bisericuță pe care aș vrea să o cunoască toată lumea, de la mic la mare, fiecare român să treacă pe acolo, să se închine și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru multul sau puținul care îl are. Și când veți veni acolo, îl veți întâlni pe Sfântul despre care v-am vorbit, poate cu ajutorul lui Dumnezeu voi găsi oamenii care să vină să mă ajute și să răspundă chemării mele de a construi această raclă pe care, repet, o voi lăsa mărturie a credinței voastre, urmașilor noștri, și la care veți ști că într-un anumit an, într-o anumită zi, prin contribuția voastră multă sau puțină, ați lăsat ceva frumos în urmă. Tot aici veți găsi pachetul Darul Bucuriei. Este un pachet care conține această carte de dezlegări, dezlegarea celor 7 noduri ale vieții. În această carte, de fapt, găsim răspuns la durerile noastre sufletești, la suferințele noastre. Aici sunt acatiste și aici este acatistul Sfântului Pangratie pe care nu-l găsiți nicăieri, din păcate. De ce? Pentru că pe internet vom găsi doar canonul de rugăciune, dar nu vom găsi și acatistul prin care aducem mulțumire Sfântului care ne-a ajutat și ne ajută. Avem această sticluță de un de lemn pe care, folosindu-o și atingându-ne mâinile, vom elibera multe energii negre care ne stăpânesc la ora actuală corpul. Și știți că sunt oameni care se deoache des, sunt oameni care trec prin anumite atacuri de panică. Ungeți-vă cu acest un de lemn sfințit și chemați-l pe Sfânt în ajutor și pe sfinții care aveți în casele voastre, pe sfinții pe care îi iubim și cărora ne rugăm, și vă spun că veți primi răspunsul. Eu, pe lângă sfinții pe care îi pomenesc și vi amintesc, Sfântul Gheorghe, Pangratie, Pantelimon, Sfânta Parascheva de la Iași, Tatiana de la Craiova, Sfântul Grigore, Sfântul Nectarie, Sfântul Dimitrie de la București, Sfântul Dimitrie și așa mai departe, Sfânta Filoftea, mă rog și îngerilor, Arhanghel Mihail și Gabriel și în mod special Arhanghelului Rafael, care este Arhanghelul Iubirii. Îl rog pe Arhanghelul Rafael, Arhanghelul Iubirii și pe Sfântul Pangratie, Sfântul Inimii, Sfântul Aducător de Bucurie în casele voastre, să vă binecuvinteze viața, spuneți amin. Să vă ocrotească pașii și să vă dea sănătate, spuneți amin. Să vă binecuvinteze cu puterea sa cea sfântă și Maica Domnului să vă îmbrățișeze prin acoperământul ei și toate dorințele voastre să devină realitate, să spuneți amin. Iar după 10 minute o să mă revedeți într-o altă emisiune în care vă voi vorbi, așteptându-vă cu drag să ne vizitați la Biserica Sfânta Maria din Voluntari, Pipera, unde atât eu cât și Sfântul vă va aștepta cu bucurie. Să spunem rugăciunea împreună. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi să cădem în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Fiți binecuvântați și să fiți în paza lui Dumnezeu. Amin. Ne revedem peste 10 minute.